Sfântul cuvios Sava cel Sfințit este, fără îndoială, unul dintre cei mai mari părinți duhovnicești ai monahismului palestinian. S-a născut în anul 439, în apropierea Cezareei Capadociei. Încă din tinerețe a ales viața monastică, intrând într-o mănăstire în apropierea locurilor natale. A fost încă de tânăr un ascet desăvârșit. A ales să viziteze, în anul 457, locurile sfinte, stabilindu-se în comunitatea condusă de cuviosul Teoctist în apropierea Mării Moarte. S-a retras apoi în viață solitară pentru câțiva ani, stabilindu-se definitiv într-o peșteră izolată în Valea Chedronului. Înălțimea sa duhovnicească și asprimea viețuirii sale au făcut pe mulți monași să-și dorească să intre în ascultarea sa, astfel încât peșterile din apropierea locului său de nevoință s-au umplut treptat de ucenici. Se adunau cu regularitate într-una din peșteri, care le servea drept biserică. S-a născut astfel Marea Lavră Savaită, fiind treptat edificată mănăstirea. Patriarhul Ierusalimului, recunoscând virtuțile Sfântului Sava, l-a hirotonit preot și l-a rânduit superior al monahilor din Palestina. Pentru că numărul ucenicilor a crescut foarte mult, soluția găsită a fost întemeierea de noi comunități monastice sub autoritatea sa duhovnicească, astfel încât lui îi poate fi atribuită întemeierea a 7 lavre, 8 mănăstiri și 3 aziluri. Una dintre particularitățile spiritualității sale a fost îmbinarea între izolarea pusnicească și implicarea la nevoie în treburile cetății. Sfântul Sava este cel care a intervenit la Constantinopol pentru reducerea în primă instanță și apoi chiar suprimarea unui impozit care îngreuna viața populației din Palestina. A intervenit de asemenea pe lângă împăratul Justinian pentru iertarea populației samaritene care se revoltase. Tot Sfântul Sava a fost un vrednic apărător al dreptei credințe, luptând împotriva ereziei monofizite. În ziua de 5 decembrie a anului 532 a trecut la Domnul, fiind înmormântat în Biserica Marii Lavre pe care a ctitorit-o.